Bine v-am găsit, stimați telespectatori, stimați urmăritori, în mai multe rânduri, cred că în luna care a trecut, să zicem în ultima perioadă, vorbind despre războiul dintre Rusia și Occident, prin intermediul război care se desfășoară prin intermediul ucrainenilor, un război în care Occidentul luptă până la ultimul ucrainean și alimentează cu arme Ucraina, și am și voi repeta și în seara aceasta câteva axiome pe care trebuie să eu cel mult, bănuiesc că și dumneavoastră dacă mă urmăriți, eu cel mult le aplic în judecarea a ceea ce se întâmplă din 24 februarie 2022 până acum. 1. Suntem într-un război. Pe de o parte, un război pe teren între Federația Rusă și Ucraina, cu o împotmolire a rușilor pe teren, pentru că au evitat până acum să folosească armamentul modern, să folosească ca tehnică de război paralizarea Ucrainei din motive care scapă. Dincolo, Ucraina desfășurând la ceea ce ea numește o contraofensivă, nu văd de ce e contraofensivă, și sprijinită de propaganda de război mediatică, planetară, își exagerează. Am mai câștigat un deal, am mai câștigat un sătuc și cere într-una arme și bani. În același timp, Ucraina obține succese incontestabile prin loviturile date de serviciile secrete ucrainene, Rusiei și serviciilor secrete din Rusia. Și din acest punct de vedere, ca om care mă pricep la servicii, nu vine să cred că Vladimir Putin poate fi atât de infantil încât să ne prezinte nouă pe larg cum au pus la faptul că la pod a fost vorba de un atentat terorist și să ne-l descrie cum a avut el loc, cum a fost el pus la cale de Ucraine. Cu camionul care a plecat din Burgas. Păi, stimate domnule Vladimir Putin, în momentul în care domnia voastră prezintă pentru a convinge pe ruși și pe noi că a fost un atentat terorist din partea Ucrainei, eu nu fac altceva decât să mă ridic în picioare în fața serviciilor secrete ucrainene. Dacă domnul Vladimir Putin are o asemenea la dispoziție contra informațiile militare, contra informațiile în general, cred că FSB-ul se ocupă cu asta. Știa, nici nu trebuia să-i spunem noi, că podul va fi o țintă și că va fi o țintă de tip Afganistan, de tip atentat terorist, să nu vie mie acum să spună că a avut loc. Pentru că eu mă ridic în picioare și spun că rar am pomenit în istoria modernă o asemenea strălucită operațiune de servicii, cel puțin în viziunea lui Putin. Nu știu ce cune că el a pus sau că nu mă interesează. El prezintă, da? Pentru că dacă ar fi spus, domnule, și a trecut o mașină pe acolo și în mașina aia era niște explozibil și a vrut. Nu! Arată o operațiune ieșită din comun, vă spun ca specialist. E pe acolo. E senzațională, deci va rămâne în analele succeselor serviciilor informații din toată lumea. În felul acesta, pe mine m-a făcut să respect pe ucraineni, să am serioase îndoieli că în Rusia avem servicii secrete puternice, nu avem voie, stați un pic, repet, nu, putem să spunem în felul următor. Am fi acceptat. Fie dacă podul era lovit de o rachetă,
nu știu, americană și ele sunt performante, fie dacă pe camionul ăla era un cetățean kamikaze, n-ai cum să-l știi. Deci cetățean kamikaze este cea mai mare problemă, care a trecut, n-avea nicio problemă, mă rog, și nu știu, a acționat cineva, adică și nu știu, cineva de acolo, de la filtre, de la pod, a fost omul serviciu. Nu, uitați-vă încoate, citiți această operațiune și este un mare succes al unui serviciu secret de informații din istoria lumii. Se va studia în manuale. A fost camionul la Burga, de acolo a ajuns, nu știu unde, acolo se-a fost în plastic, de acolo trecut. Tipic. Și eu întreb, mă, dar unde sunt? Unde sunt rușii? Unde sunt KGB? Unde sunt servicii? Că aceste lucruri trebuie să le știi. Tu trebuie să știi și când s-a urcat o găină sau o rață la Burga sau la Chișinău. N-a știut că toată această operațiune, o că spuneți, de regulă contrainformație le află, că are om polo, are om dincolo, gata. Nu le-a aflat, repet, sunt recunoscute de domnul Vladimir Putin, nu de Zelenski. Bun, în aceste condiții, eu întreb așa, ca specialist în servicii, bă, dar serviciile secrete rusești, unde dracu sunt, mă? Ei de ce nu pun la cale, nu știu, zic eu așa, uite, acum arunci în aer niște ruși, sediul acesta al serviciilor militare ucraineni. Vreau să observați că serviciile secrete, KGB-ul, tot puternicele servicii secrete rusești, nu există în Ucraina. Adică Ucraina pune la cale atentate pe teritoriu, iar ei rușii nu pun. Păi băi, oameni buni, puneți. Dacă sunt așa, aveți servicii așa de puternice, puneți, nu știu, aruncați-l în aer pe Zelenski. Am zis, nu trebuie, da. Nu știu, aruncați ceva în aer. Și acum, ca măsură de pedeapsă, o trimit niște rachete. Nu, eu ca măsură de pedeapsă, acum îl aruncam în aer pe vărul lui Zelenski. Dau un exemplu, nu știu, care, bă, adică o operațiune și noi să zicem, bă, și cum au venit niște... Nu. Rachete pot să trimit și eu dacă sunt Putin. Deci din punctul acesta de vedere a fost un mare eșec recunoscut de Vladimir Putin și care el într-o deplinătate a infantilismului acum manifestat îmi povestește mie, repet, care nu sunt admiratorul Zelenski, nu sunt nici al lui, dar sunt observator neutru, pricepându-mă la servicii, mă ridic în picioare. Bă, o asemenea lovitură să ți-o dea ucrainenii. Nici măcar nu vii să spui că te-a ajutat și eu. Deci, bă, înseamnă că ucrainenii au un serviciu secret și mâine îl aruncă cu mașină cu tot pe Putin. Dacă s-a putut face încă o dată. Toată să vedeți povestea aia, că el o spune Putin, cu Burgas, cu pusă la în folii de... Păi bun, asta e. Deci, din punctul acesta de vedere, este un eșec. Și atunci, acest război, suntem în război. Dacă suntem în război, eu, Ion Cristos, nu pot fi decât cronicar, fictiv. Și dacă, nu știu dacă aș putea, dacă în perioada războiului sfânt puteam să scriu obiectiv. Dar poate în jurnal, da. Deci eu mă uit și fac o cronică a războiului. Și tot ce se întâmplă, tratez prin raportare la război. Deci, vin americanii și spun, besencism, că au și niște generali. Am văzut acum citat pe undeva un general australian. Ăla e cu canguru, mă, ce treabă are el? Tot felul de, repet, ca și la noi, au generalii în rezervă după ce trec se împut, că oricum ei erau. Și americanii și ce război, adevărații generale, acum sunt ucraineni, se ruși, că se bat, nu e pe hârtie. Și după ce ajung în rezervă, vin coțofenele și doar se trezesc, acum război a fost celebr, acum, până acum era, mergea pe stradă, nu, cine e ăla, mă? E unul cu nepotul, sau cu nepoată, dar care are o gagică. Și acum, bă, apar la tele. Deci eu nu cred în declarațiile lor, toate sunt
tembele ale noastre, nu mai spun, pentru că sunt generalii în rezerva unei armate, care, așa cum se vede acum, accidentul ăla cu avionul se dezvolă, mai țineți minte că deci au trimis un avion și cei care au trimis să-i salveze s-au făcut pulbere și se dovedește acum cu documente, nu mai târziu după asta trimit o navă de deminat, bă, deminat de mine și nava aia lovește o mină. Cum vreți, stimați telespectatori, ca această țară să fie apărată? Țara în care șeful de stat major a fost Ciucă. Uitați-vă la el. Cum credeți că s-a fost de 2 ori șef de stat major? Uitați-vă la generalii besencisme care apar pe televizor și vorbesc despre acest lucru. Uitați-vă la amărâtul ăla, nefericitul ăla de Costin Georgescu, ce spunea în legătură cu spionul de la ambasada rusă. Dumneavoastră nu înțelegeți că acești oameni care sunt acum au fost generali, au condus armata română. Păi cum să te aștepți de la armata română altceva decât să trimite distrugător de mine care să fie distrus de o mină, să trimită un avion ăla să cadă și ca echipă de, și când trimit echipă de salvare, aia să facă și ea pulbere. Ce vreți? Nici nu mai discut. Cum se fură cherosen? Așa că terminați-o. Deci, din punctul acesta de vedere, eu nu iau în socoteală ce spune. Eu spun atâta, este un război. Și atunci, nu poți să vii mie și să spui acum, cum zice, a, generalii, domnule, zice, această chestiune va strânge și mai mult, va înrăi și mai mult pe americani împotriva Federației Ruse. Aia, bombardamentul acesta. Stimați telespectatori, să fim oameni luciși și război. Nu, și dacă rușii, nu, se spune că lovitura nucleară schimbă, și dacă rușii, nu știu, bombardează zi și noapte Ucraina. Și ce schimbă asta? Că războiul a început și continuă din 24 februarie. Deci nu e, nu, când s-a intrat în acest război, când s-a declanșat războiul, era deja declanșat. Nu poți să spui așa. Putin a declanșat războiul, Occidentul a zis, Vladimirovi s-a putut. Vă dăm, nu, hai, vă dăm un termen într-o lună să vă retrageți. Nu, au început și ei, deci au început și ei războiul, de abia l-așteptau. Deci, din punctul acesta de vedere, trebuie să judecăm tot ce se întâmplă acum. Bombardarea țintelor civile, că este tipic războiului, da, tipic, nici nu. Și, în consecință, nu mă mai impresionează nici votul de la ONU, pentru că două părți într-un război nu țin cont de nimic. Singurul mod de a tranșa un război ca acesta este pe teren. Cine cedează primul? Părerea mea, și v-am spus și am și scris în editorial ca replică la susținerea domnului academician Eugen Mihescu, mare artist și în artist original, că rușii vor birui, este că nu. O să vedeți că am publicat în editorial, ne-am reamintit, am dat citate din editorialul meu din 25 februarie 2020, unde spuneam că Rusia nu e America și că o să pierdă războiul. Părerea mea este că îl pierd, n-are cum. Da, mă rog, să mă puteți contrazice, am zis. Și în consecință, dar nu-l pierde că se mobilizează, nu știu, nemți. Nu, îl pierde pentru că a fost un război de la început, nu a fost ruso-ucrainean, ci ruso-occidental. Ăsta a fost. Bun. În aceste condiții am citit ce ați auzit de unul Emmanuel Macron, ăsta care spunea că să avem duș ferbinte, să nu mai facem așa de ferbinte. Bun. El a dat un interviu la o televiziune franțuzească și am văzut pe F-24 cam ce a zis el. Ia să vedem imaginea lui.
textul, nu am văzut, nu dau încă video că nu am. Bun. Eu mă uit și spun, mă, ăsta ne crede proști. Deci el zice așa, textual. Parcă ar fi general român în rezervă. Zice, vom da Ucrainei armament și mai sofisticat. Armament, fără să spun, nu ne spune, cu care ucrainenii omoară ruși. Bun. Rusia trebuie să respecte integritatea și suveranitatea, deci trebuie să se retragă și inclusiv din Crimea și să se așeze la masa negocierilor. Mă, ăsta ne crede prost, dar probabil că pe francez sunt prost de el ascult. Păi la ce mama măsi negocieri să vii când tu ai plecat, când tu ai pierdut tot? Adică mi se pare o prostie, adică o ipocrizie fără margini, un banditism electoral, adică să-i conving pe francezi, pe noi, bă, noi vrem negocieri. Păi când nu poți să cer negocieri când el pierde totul? Adică cum adică? Eu, nu știu, de mi se dărâmă, plec de acasă, am abandonat casa, am abandonat averea și apoi mă apuc la negocieri să negociez ce? Că oricum am pierdut totul. Adică în momentul, el ne spune, rușii, Putin trebuie să pierdă totul, adică să plece din Donbass, să plece din Crimea și apoi să negocieze cu noi. Păi mai degrabă să se bate mă cu tine decât să negocieze. Dar ați văzut încă o dată, eu întotdeauna am avut o părere proastă despre acest, nu știu, era venit la un moment dat Marcela Ferraro, lucrasem cu ea și o ascultam când, mă rog, nu puteam să o contrazic, că eram un politicos, când îl lăuda, zicam să lăud pe acest, care nici macaron nu e, că dacă ar fi macaron sau probabil că ar fi, sau macaroane, Emmanuel Macron. Un tip de carton creat de multinaționale, n-a făcut nici în primul mandat, nici în al doilea, dar se vii să spui, spune mă, bă, noi nu vrem să negociem decât dacă Rusia se predă. Asta a fost, predare necondiționată. Bun. Ajungem acum la momentul cel mai important al zilei. Premierul olandez a venit în vizită în România. Și înainte, deci ca să înțelegeți vizita asta și tot ce s-a întâmplat ieri și azi, trebuie să vă fac o mică istorisire. România a îndeplinit condițiile tehnice de intrare în Schengen din 2011. Ea și Bulgaria nu au fost, ele nu au fost primite până acum, deși au îndeplinit tehnice, pentru că o serie de state din Occident au avut îndoieli privind capacitatea noastră juridică, juridică, nu tehnică, de a apăra frontiera de est. Ce înseamnă asta? De câte ați văzut? Un aeroport, zic un aeroport. Nu, hai să, nu, stau la o vamă, da? Dacă între noi, dacă noi am fi în spațiu Schengen, n-ar mai fi nici vamă, nici ala, da? Treci, am fost sau am trecut eu din, din Belgia, da? De la Strasbourg, da? Belgia, da? Sau nu? Din Franța, în Germania, nici mi-am dat seama că am trecut. Mai degrabă, când trec din județul Buzău în județul Franța, este mult mai clar ca un monument. Era o plăcuță cu Germania. Aceea autostradă, bun. În momentul în care extinzi și faci, de ce e permisă chestia asta din Ungaria încolo? Pentru că statele membre Schengen au plecat de la următoarea premisă. În momentul în care o țară are graniță, dacă ai trecut granița ei, deci se presupune că, hai să spunem România, ei intră în Schengen, da? Deci în acel moment, granicierii, nu, poliția de frontieră și vamii și din, să spunem, din Ungaria, cred că e și din, băi, zice, face așa ca milițianul când zice să dai din mână că-i trecut și în codul rutier. Repede, da? Să ca să treci.
De ce? Pentru că cei care verifică, cei care garantează integritatea intrătorilor pe Schengen, în spațiul Schengen, este România. La noi se întâmplă felul următor. Poate să treacă pe granița asta cu Moldova cât vreți, sau cu Ucraina. Pentru că adică poate să vină unul să dea o mită cu tare, cu tare, cu tare. A trecut pentru nemțul nicio problemă. Dacă merge cu avionul, când ajunge acolo, vine nenea cu pașaportul. Pașaportul ce ca o scutare. Deci e un filtru. De-aia nu eram în Schengen. Pentru că dacă am fi fost în Schengen, ăla care trecea din Ucraina sau din Moldova cu 3.000 de euro mituit poliția de frontieră sau vameșul, era în toată Uniunea Europeană. Față de noi a fost o obiecție fundamentală și de bulgari că stăm foarte prost, suntem corupți, da? De ce s-a spus într-una că suntem corupți? Pentru că chiar noi am zis, ia să-l vedem pe președintele României de astăzi, făcând o declarație după victoria din 2014 despre România. Foarte multă vreme în societatea noastră se discută despre marile scandaluri de corupție. Anchetele care se succed cu repeziciune în ultimii ani înfățișează un peisaj sumbru. O Românie înfricoșătoare, o țară parazitată de corupție. Trebuie să înțelegem însă că o Românie în care politicieni și oameni de afaceri se unesc într-o alianță nocivă pentru a devasta bugetul public, este o Românie asasinată. Ce spune el? România e coruptă. De atunci, Klaus Iohannis, cu partidul lui numit PNL, sprijinit de USR, a dus o campanie. România este o țară coruptă și trebuie să eradicăm corupția. Să nu uităm că cucoana tantii de la care se numește Codruța împreună cu Coldea au fost arestări cu tare și în Occident s-a răspândit această imagine, bă, sunt corupți. Și dacă s-a răspândit imagine, unii precum olandezi au zis, bă, păi mă, dacă noi îi primim pe ăștia, cine garantează nouă că la poliția de frontieră nu e coruptă, vameșii nu sunt corupți, judecătorii din România, că poți să prinzi unul, da? În spațiul Schengen, da? Și judecătorul se dea drum. Și atunci a zis, bă, nu. Nu pentru că voi români ați spus că sunteți corupți. Noi nu, nu alții, da? Bun. Și e explicabil. Imaginați-vă că la noi, că Bulgaria ar spune că ei sunt cei mai mari spărgători de case. Ei ar spune, bă, suntem la noi un flagel, toți oamenii vor să spargă case. Noi i-am mai primit? Nu, zice românii, români, bă, suntem nebuni, ne ducem pe așa și din coace. Bun. Această împotrivire la admiterea României, mai ales a României în Schengen, a crescut în momentul în care a apărut fenomenul migraționist. Pentru că o serie de state au zis, bă, în momentul în care intră România în Schengen, granița aia de est cu Moldova, nu cu Bulgaria, cu Moldova, Bulgaria ar fi cu Turcia, dar e foarte interesant, bulgarii stau mult mai bine, pentru că au o graniță cu Turcia, chiar terestră, Turcia nu-i prea lasă. Noi avem graniță cu Ucraina și cu Moldova. Cine garantează amărâția din Moldova că nu ar încerca, adică n-ar trece din Rusia sau din Ucraina prin Moldova valuri de emigranți sau valuri de bandiți sau de racheți, mai ales cu Ucraina. Și atunci s-a zis, bă, da, știi, dar dacă vin emigranții pe acolo, bun. S-a ivit războiul din Ucraina. Războiul din Ucraina a ridicat o problemă.
Problema este că România, mai puțin Bulgaria, este în prima linie și mai ales că România, prin România se transportă cerealele din pe cale terestră din Ucraina la noi, în Occident, în Occident. Problema este că în momentul în care transport cereale și România nu e în Schengen, vamă. Trebuie să stai la vamă, la el se referea Rareș Bogdan, da? Și în plus a apărut teoria asta, bă, crește euroscepticismul, dacă nu primim țările astea două și Croația, gata, ele vor să lunice spre extremă dreaptă. Așa se explică de ce în august unul numit Scholz a declarat că ar fi cazul ca România, Bulgaria și Croația să intre în Schengen. Dar el nu a zis, bă, trebuie să intre în Schengen pentru că sunt pregătite politic. Nu a zis, bă, trebuie neapărat să intre pentru că, nu știu, ne cere război. În felul ăsta s-a creat un întreg curent la Uniunea Europeană care, repet, niciunul dintre liderii europeni nu a spus România trebuie să intre că e gata din punct de vedere juridic. Adică, e bine să intre pentru că în condițiile război. Foarte frumos. Numai că în unele țări, cum este Olanda, de exemplu, ca să înțelegeți, noi avem o problemă, noi. Un partid de acolo, cred că creștin-democrat, este împotriva admiterii României în Schengen pentru că este un partid anti-imigraționist și mai ales un partid care depinde electoral de acei alegători care se tem să intre România în Schengen pentru că e coruptă. În momentul în care, deci, domnul premier, acest premier, a fost ales foarte greu după luni de negocieri, acum ultima oară. El conduce o coaliție din care face partidul ăsta. Ca să poată să zică da, Olanda, el trebuie să zică în Parlament. Și partidul ăla zice pa. Dacă partidul ăla zice pa, el se duce cu crații în sus, pentru că foarte greu s-a făcut după alegerile recente, au durat câte vreo 6-7 luni negocierile. Bun. La Olanda se va adăuga, se adaugă și Danemarca. Deci, în Danemarca sunt alegeri anticipate. Știți de ce sunt alegeri anticipate? Pentru că un partiduleț, nu știu ce, n-a fost de acord cu nici cu, nu știu, masacrarea nurcilor. Și-a plecat și s-a făcut. Bun. Deci, dacă ar fi Olanda de acord, nu e de acord Danemarca că sunt alegeri la 1 noiembrie. Nu se poate prezenta acum fiecare din partidele de acolo. Vor avea o temă electorală. Bă, da, dacă intră România în Schengen, nu vin corupții, bandiții, rachete și imigranți. Și atunci ei vor fi foarte prudenți. Și premierul olandez nu vrea să fie dat cu craci în sus, că el poate. Am văzut și erau olandeze pe care europarlamentară, cred că au plătit oamenii noștri de la SIE. Bă, să intre, îi cerem premierului, dar tot ea spune, va fi foarte greu dacă se duce în Parlament. Sigur nu obține, iar dacă obține un vot, are un vot negativ și face de capul lui, s-ar putea să aibă mari probleme, adică să plece ăla din coaliție. Bun. Acestea sunt condițiile în care a venit premierul olandez la noi. Și ieri, înainte de a veni premierul, un domn, Lucian Bode, ați auzit de el, care este ministru de externe și de ministrul de interne, secretar general PNL, vă atrag atenția și mai ales este de fapt șeful politic al PNL, deci domnul Ciucă, nepricepându-se la partid, pentru că domnul Ciucă n-a ajuns premier, foarte important, într-o democrație autentică, premier ajunge așa, șeful partidului se bate în alegeri, bum, 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 câștigă alegerile și devine premier. Ciucă n-a câștigat nicio alegeri, că n-are nicio treabă cu partidul. Și atunci s-a ales, vă spun eu, această, din interiorul PNL și șmecherie, de fapt conduce Bode și domnul Bode face o conferință de presă pe care
Am revăzut-o la declarație la domnul Turcescu la podcastul de la Eventul Zilei, interpretată cu imitată, inimitabil imitată de Robert Turcescu. Ia să vedem. Ieri s-a întâmplat un lucru nemaipomenit și vedem secvența aceasta. Același domn Bode, deci ăla, urâtul, cum era, Chelu și urâtul și nenorocitul, cum era la Harapal cu Chelu, mă rog, un urât, un nenorocit, Bode, un corupt, un ceva înfiorător, da? Spânul! Spânul, Chelu, Sutul și, barbă. Nu, și urâtul. Da. Spân, pe vremea lui Creangă, era un om rău. Era un om rău, aveți da. Grijă da. Să vă lăsați barbă. Exact, da. Deci Spânul, Sutul și urâtul, a semnat împreună cu Arafat, bă, dacă e Arafat pe fir, da? Achiziția a două chestii care merg pe apă, corvete, norvete, ce n-ai băuit, astea sunt, da? De care zic că avea mare nevoie, că nu știu, sunt incendii pe apă la noi undeva și trebuie să avem astea care sunt pentru pompieri. 44 de milioane de euro contract atribuit de minister, o să vedem, unei firme Damen, celebră firmă Damen, nu știu ce, din Olanda. Da? Ia uitați-l pe domnul Bode, hai să vedem această secvență plin de el, așa cum să zic, vorbește despre acest succes extraordinar al faptului că am ieșit în piață la cumpărături și am reușit să achiziționăm, am prins la ofertă, mai avea să ne spune, am luat la ofertă două d-astea de stins incendiile, ceva de speriat. Ia să-l vedem noi pe domnul Bode. Este o premieră pentru structurile noastre și sunt convins că vor contribui la creșterea eficienței în misiunile la care vom fi chemați să răspundem. Vorbim despre un nou proiect finanțat din fonduri europene prin programul operațional Infrastructură Mare 2014-2021, Viziune 2020, în valoare totală de aproximativ 44 de milioane. 44 de milioane! Maestre, problema este că... Dați voie să vă preiau podcast, că a fost foarte da, bun, mai bun. Dar atenție, vreau să vă mai rog ceva. Să mai urmăriți chestii. M-am întrebat, bă, eu când am auzit 44 de milioane date olandezilor, așa, direct, bă, vă dăm 44, azi e Mark Rutte aici, am zis, băi, să-i văd că se agață ăștia de la USR cu lanțurile să ducă acum, le iau pe Bode, îi dau cu piciorul, pac, picior, Bode, nenorocitule, cum îți dai, mă, 44 de milioane, mama ta de hoț ordinar, după ce ai cumpărat BMW-ul de la Schmidt, acum cumperi de la Damă în 4... Când colo muclă și am zis, bă, de ce? Bun. Deci, ieri, înainte de a veni omul, aseară, vine Bode și public, asta e public, eu am spus, deci nu, și zice, bă, am acceptat repede să face fără licitație pentru Damen care e olandeză și prin această conferință de presă că puteai să le dai, să mituiești, dar pe sub mână. Da? Prin această conferință de presă, el a spus tuturor și europenilor și olandezilor, bă, noi l-am mituit pe ăsta. Este, în comparație la domnul Robert Turcescu, ceva tipic românesc. Deci imaginați-vă, dar tipic românesc în prostia lui. Deci imaginați-vă, e o coadă la check-in, da? Și vine o tante din România cu valize care depășesc greutatea, da? Știe că ea știe că greșesc și când ajunge acolo, ca aia să închidă ochii, scoate o sticlă de țuică și o pune pe masă. Adică pe ideea să o mituiască înainte. Și normal că aia zice, și dacă ar vrea să ia sticlă de țuică, zice, du-te domnule la o parte, da? Ei, înainte de venirea acestui om, unul Lucian Bode anunță public românii, olandezi, europene că l-am mituit pe ăla. Public. Asta e foarte important. Bun. În aceste condiții, eu vă imaginați următorul loc. Deci, premierul, am văzut și eu când am fost cu premierii României, când sunt în avion și călătoresc, vine un... Îi se aduce așa un document. Documente despre cine-i Ciucă, cine-i Iohannis. Mă rog, ca să știe, aveți grijă să nu vorbiți de răvășitoare. Se spun și niște lucruri din astea mai aparte, adică vedeți că acolo
Klaus Iohannis are o soție care îi se spune răvășitoare. Nu cumva să spuneți răvășitoare că se urcă la papere. Și în această notă, ambasada de la noi i-a trecut reacția presei la declarația lui Bode. Și reacția presei a fost că a fost mituit. Că Bode a anunțat public, vine premierul olandez, dar de fapt noi l-am mituit. Vă imaginați, și dacă ar fi vrut, omul nu putea să spună acum, că era penibilul penibilului. Pe de o parte, noi românii ziceam, bă olandezele, bă cu saboți. Bă, dar te-am mituit ăsta, de-aia ai zis da. Deci de-aia, hai să vedem ce a zis premierul olandez. Mulțumesc pentru această întrebare și vreau să spun mai întâi că Olanda nu este în principiu împotriva. Noi zicem că toate țările care îndeplinesc condițiile trebuie să adereze la spațiul Schengen. România a făcut foarte mulți pași în direcția bună în ultimii ani. În același timp zicem noi că aderarea la Schengen poate fi vorba când toate condițiile sunt îndeplinite. Avem și un mecanism de monitorizare, avem și mecanism de colaborare și verificare. Pașii următori vor veni. Trebuie să vedem ce urmează în această procedură și după aia o să vorbim mai departe, dar Olanda nu este în principiu împotriva aderării României la Schengen. Deci premierul Olandei a zis că nu, de fapt, practic, să îndeplinească condiții. O să mă întrebați, așa va fi până la sfârșit, nu știu, dar el era obligat să spună asta de gafa incomensurabilă a lui Bode. De fapt, Bode a dat o strașnică lovitură admiterii noastre în Schengen. Pentru că el, și dacă ar fi venit, decis să ne spună da, intrăm, când s-a trezit cu acest bădic, dacă zic ce, eu zic da, ce o să creadă românii? Că m-am mituit. Ce o să creadă olandezii? Totul este inimaginabil. Deci imaginați-vă că dumneavoastră sunteți de la, nu știu, în control. Eu. Și mă duc în control la Găgești. Primărie, la ăla, și toată lumea așteaptă la primărie, vine Cristo în control, da? Și înainte de a ajunge eu în sat dimineața, primarul hotărăște să-i facă, nu știu, să-l facă pe Andrei cetățean de onoare în seară. Și eu ia din Găgești, și băi, să-i puțin, aha, ăla-i frate, aha. Și eu ajung acolo și zic, și acum primăria n-are nicio problemă. Și băia din sa zic, băi, alo, bă Cristoile, te-am mituit ăsta cu fratele. Sau nu știu, poate hotărăște să-i facă cadou, nu știu, o căruță. Cum se face asemenea prostii? Bun. Mai este însă un motiv pentru care l-aș putea suspecta că el n-are curaj să zică. Tot Robertuțescu ne-a prezentat la emisiune mesajul pe care l-a transmis el înainte de alegeri. Ce are măstră? Nu, o să vorbește singur. Înainte de alegerile din 2020, USR Plus. Ia să vedem. Și după aia, căutând eu pe net, că așa facem ca ziariștii bătrâni, dădui vorba olteanului maestre de următoarea secvență cu domnul Mark Rutte, premierul Olandei, pe care vă invit să o urmăriți pe ea, pe secvență și pe domnul Mark Rutte în momentele următoare. E spectaculos. Ca să înțelegem de ce useriștii nu zic nimic când vine vorba de dat 44 de milioane de euro la olandezi. Ia priviți. Dear Dacia, dear friends, let me start by congratulating you on the excellent result in September's regional elections. The first local elections, USR Plus participated in, and immediately you are now the third party of Romania. The merger of USR and Plus is already a big success. I believe there are three reasons. First, the great leadership of Dan Barna and Dacian Cioloș. Dacian has shown great leadership here in Europe to help lead our Renew family.
He is the right man to do the same for Romania. Dacian, I am proud to call you my friend. Secondly, your party colors are orange and blue, the same as my party in the Netherlands, the Dutch Liberal Party VVD. So this can only mean success. But most importantly, USR Plus is a success because the Romanian people are in need of new politics. Politics which will deliver for the people. For your national elections in December, this is your message. USR Plus is ready to govern and you will. I wish you all the best and we are counting on your success in December. Good luck! Deci, ce ne spune acest document descoperit de Robert Rucescu? Ne spune un lucru foarte simplu, și anume că domnul premier al Olandei face parte din același grup ca și Cioloș și ca și Dan Barna, ca și Drulă. Bun. Eu nu. Am văzut USR-ul, a zis și el că se intre. Numai că eu vreau să vă spun un lucru. Dacă noi intrăm în Schengen, care depinde de olandezi, atunci premierul Olandei i-a terminat pe aia din USR. De ce? Pentru că în momentul în care noi intrăm în Schengen, în acel moment USR pa în materie de guvernare. Pentru că ecoul, entuziasmul va fi atât de mare încât USR-ul care vrea să ajungă la guvernare în 2024 nu vom avea nicio șansă. Deci, deși Dacian Cioloș pe acolo blam că să intrăm, presa useristă și ei pe canale au fi zis n-au niciun interes să intrăm în Schengen pentru că, repet, intrarea în Schengen va fi confiscată și s-a anunțat deja de cele două partide, PNL și PSD de la putere și mai ales de Klaus Iohannis. În momentul în care noi intrăm în Schengen, nu știu, nu garantez că nu intrăm. Toată lumea zice mulți că nu intrăm. Nu știu. Eu spun că azi a zis nu și pentru că nu putea. Era chiar penibil, dar nu știu. Dacă intrăm sau nu intrăm și trebuie să adaugă aici uriașa gafă a liderilor europeni care nu spune România trebuie să intre în Schengen că nu mai e coruptă. Nu, România trebuie să intre în Schengen că e război din Ucraina. Și olandezii zic, bă, dar de ce? Păi nu, că dacă nu intrăm cu Putin, că e euroscepticism. Bun, și zice olandezul, păi, sau danezul, sau zice, bă, intră, da, și eu mă voi trezi cu un val de imigranți și mă voi trezi și cu niște racheți, bandiți și... Care e afacerea? Adică normal era ca liderii europeni și opăritul și să spună, da, domnule, noi e de 11 ani, România, Bulgaria, Croația, îndeplinești condițiile politice, sunt buni. Nu, i-au zis, nu au zis nimic de condiții politice sau de justiție, care sunt condiții la fel de importante ca și cele tehnice, și a zis, bă, trebuie să intre că e războiul din Ucraina, să nu convingi pe nimeni în Europa. Bun, și o să câștige Putin un nou partid, o nouă țară. Și el zice, bun, câștigă și dacă nu țara respectivă primește Schengen și eu mă trezesc cu niște bandiți în România, în Olanda, mă plătește pe mine cine? Iohannis, premierul. Bun. Deci, din punctul acesta de vedere, nu știu dacă, nu, n-am nicio dovadă, dar oricum, dacă premierul se opune și noi nu intrăm, cel mai mare câștig va fi al USR-ului, care, pe de o parte, nu va mai avea acest, adică, dezavantaj al intrării, al confiscării de către actuala putere a lui Schengen, va putea să spună, să invoce, păi de-aia n-am intrat, pentru că nu avem MCV, pentru că e corupție, bla, bla, bla. Cred că au lucrat și au influențat și știrile, informațiile din ultima vreme, cu BMW-urile, cu ăla, care s-au dus. Eu în sensul ăsta am zis, dar oricum, sigur este că Lucian Bode a dat o lovitură de mortală, ca să zic așa, admiterii noastre în,
Schengen, ce mai avem aici, au zis de Putin. Bun. Alte subiecte, mâine seară citiți pe Cristoiu Blogru un articol al meu care se intitulează Eugen Mihăiescu susține că Rusia va câștiga războiul, punct. Eu nu cred. Să vedeți, am fragmente din acel articol care l-am scris și publicat, se găsește pe Cristoiu Blogru în 25 februarie 2022, nu acum. Tot ce am spus au fost confirmate de cele 8 luni de război și de starea războiului actuală. Mulțumesc, la revedere!